Ajunserăm și la grota lui Șerban. Urcarea partea asta, ultima parte de urcare, fu mult mai, mult mai dificilă decât până la Crucea Albă. Și acum o să tăiem orice fel de comentariu și o să ne bucurăm de liniște. Și așa venirem cam neantrenați. Gruta lui Șerban, Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Enjoy the coș de portocală. Sunt biodegradabile. E prima dată când ajung aici. Sper să nu fie vreun ursul Island. Ar fi... Aș fi vrut să am o lumină, intram în ea, dar degeaba intru că nu o să se vadă nimica pe filmare. Cam așa e, cam așa se prezintă chestiunea. Acum o să dăm pe repede înainte și direct la pizza ne oprim. Fain, o bifarăm și pe asta, n-am fost niciodată până acum aici și nu regret. Fu la un moment dat urcare așa, destul de verticală și mai sunt și în blugi. Da, măcar șenila e bună. Terra Kinger, Nike își făcură treaba cu brio. Super, super fain. Cel mai frumos aici e... Cel mai frumos e aerul ăsta. Cel mai sănătos, vreau să-i să zic. E un aer tare de munte. Și simți așa cum te regenerezi. Cum se oxigenează toate celulele. Ne asortăm.
Salut! Prea tare, n-am mai făcut niciodată traseele ăștia. Se aude muzica din stațiune. Avantajele să bagi un hiking de 1 mai. Cântă fanfara jos.